Calcularea valorii nutritive și a valorii energetice a alimentelor. Resursa educațională propusă vă ajută să aplicați competențele dobândite la matematică, științe, tehnologii, pentru a selecta produsele și tehnologiile cele mai potrivite din perspectiva păstrării sănătății și a calității mediului. Alimentele, prin compoziția lor, contribuie la satisfacerea unor nevoi de bază ale organismului, cum ar fi nevoia de hrană. Valoarea nutritivă exprimă capacitatea alimentelor de a asigura substanțele hrănitoare de care organismul are nevoie. Substanțele nutritive sunt glucidele, lipidele, proteinele, alături de vitamine și minerale. Glucidele asigură mai mult de jumătate din necesarul de energie al organismului. Se găsesc în fructe, miere, zahăr, cereale, cartofi. Lipidele asigură 15 până la 30% din necesarul de energie. Se găsesc în grăsimea animală, carne grasă, unt, smântână, brânzeturi, albuș de ou, uleiuri, margarină. Proteinele participă la formarea de noi celule, la creșterea organismului, dar și la repararea celulelor distruse. Se găsesc în carne, pește, ouă, lapte, leguminoase. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor Presupune stabilirea cantității de glucide, lipide, proteine conținute în 100 grame produs alimentar. Valoarea nutritivă este de regulă înscrisă pe ambalajele produselor alimentare. Pentru aproape toate alimentele, valorile nutritive se pot găsi în diferite publicații, cărți de bucate, pagini de internet, sunt organizate în tabele și calculate în funcție de ingrediente. Valoarea energetică este capacitatea unui aliment de a furniza energie în funcție de conținutul de substanțe nutritive, se exprimă în calorii, kilocalorii sau juli. Cunoscând valoarea nutritivă a unui produs alimentar, Putem calcula valoarea energetică știind că un gram de glucide produce 4 kcal, un gram de proteine produce 4 kcal, iar un gram de lipide produce 9 kcal. Să calculăm valoarea nutritivă și valoarea energetică a alimentelor pe care le poate consuma un copil la micul dejun: 100 g pâine, 50 g unt, 25 g miere, 200 ml lapte, o banană. În tabelele cu valori nutritive am găsit următoarele conținuturi de substanțe nutritive pentru fiecare 100 g produs alimentar. Pentru a calcula valoarea nutritivă, adunăm separat cantitățile de. Glucide, lipide, proteine, conținute în toate alimentele servite. Avem grijă să calculăm corect cantitățile de substanțe nutritive pentru cantitatea consumată, știind că în tabele sunt notate substanțele nutritive din 100 grame produs alimentar. Calculăm întâi cantitatea de glucide. Pâine 100 de grame conține 54 grame glucide. Pentru 50 de grame de unt vom împărți la 2. Pentru 25 de grame miere vom împărți la 4. Pentru 200 ml lapte vom înmulți cu 2. Iar pentru 50 de grame banană vom împărți la 2. Prin adunare vom găsi 94,3 grame glucide în alimentele consumate la micul dejun. calculăm cantitatea de lipide. 100 grame de pâine conține doar un gram de lipide. Pentru unt împărțim la 2. Mierea nu conține lipide. Pentru lapte vom înmulți cantitatea cu 2, iar banana nu conține lipide. Astfel încât, prin însumare, găsim 48,8 grame lipide în toate alimentele consumate la micul dejun. calculăm cantitatea de proteine. 100 grame pâine conține 8 grame proteine, 50 de grame unt conțin 0,4 grame proteine, 25 grame de miere conțin 21 de grame de proteine, 200 ml de lapte conține 6,8 grame proteine, iar în banană se întâlnesc 11 grame proteine. În total, alimentele consumate la micul dejun Conțin împreună 47,2 grame proteine. Am obținut astfel valoarea nutritivă a micului dejun: 94,3 grame glucide, 48,8 grame lipide, 47,2 grame proteine, plus vitamine și minerale. Acum putem calcula valoarea energetică. Înmulțind cantitatea de substanțe nutritive. Cu cantitatea de energie pe care o produce, un gram din fiecare. Adică grame de glucide ori 4, plus grame lipide ori 9, plus grame proteine ori 4. În însumare am obținut 1005,2 kcal. O altă metodă de calcul înseamnă să aflăm valoarea energetică a fiecărui aliment, ținând cont de cantitatea consumată. Grame glucide ori 4, plus grame lipide ori 9, plus grame proteine ori 4, adunat pentru pâine, găsim 257 kcal. Adunăm apoi valorile energetice obținute. Continuați voi calculele și verificați dacă suma obținută este aceeași. Ce părere aveți despre micul dejun servit de copil? A ales corect alimentele servite? Ce soluții găsiți pentru ca micul dejun? Să aibă o valoare energetică mai redusă. Calculați valoarea nutritivă și valoarea energetică a alimentelor preferate de voi la micul dejun. Mult succes!